Mama? Ce s-a întâmplat? Mama dumneavoastră s-a trezit. A trecut prin niște momente foarte dificile acum câteva ore, dar acum e bine. E conștientă. Doamna Baicu Popovici, dacă mă auziți, vă rog să clipiți odată. Bravo! Și acum de două ori? Foarte bine. Ce-a fost mai greu a trecut? Vă las acum puțin. Dar să nu obosiți prea tare. Mulțumim. Ai auzit, mamă, o să fie bine. Mama, vreau să zic ceva. Vreau să știi că mă bucur că ești bine și sunt alături de tine. O să am grijă de tine când o să ieși de aici, dar trebuie să plec până la Istanbul câteva zile. Cum? Sunt convinsă că Silvia o să aibă grijă de tine. Sonia, tocmai acum, de-abia și-a revenit, mama, cum să pleci? Trebuie, e foarte important, Silvia. Ce poate fi mai important decât viața mamei tale? Nu, acum nu aici. O să mă întorc repede, la o oră distanță cu avionul. Știam că poți să fii insensibilă, dar nici chiar așa. O să înțelegi. O să înțelegi cândva. E bine, o să vezi. Îți promit. Ce știi, n-am avut timp să-ți spun, dar o să ai un nepoțel. E un băiețel. Ce zici? O să-l cheme. O să-l botezăm Traian. O să vezi că o să fie bine, o să fim fericiți, chiar și fără casa aia mare.